Andrei Cristea. Andrei, cred că te știu foarte mulți dintre telespectatori, dar și din participanții la congres, un antreprenor foarte cunoscut pe zona marketingului în profesiile juridice. Care este experiența ta în această zonă? Cum era piața avocaturii? Că toți suntem la un congres avocaților când ai intrat pe această piață. Cum e ea acum? Bună dimineața, Nicolae! Când am început eu business-ul acesta pe zona de marketing și comunicare în avocatură, piața nu exista, ca să răspund la o întrebare, la întrebarea ta punctuală. Asta se întâmpla în anul 2000, când piața era formată din niște societăți de avocatură născute conform legii 51 pe 1995, cu doar 5 ani înainte, nu apucase să se cristalizeze, nu apucase să se formeze ligile, să spunem, care sunt astăzi, deci firmele mari, urmate de niște firme medii, dar cu ambiții, apoi valul foarte mare de firme medii și așa mai departe. Totul era extrem de eterogen, totul era versatil, totul era într-o mișcare aproape browniană, să-i spunem. Tu nu ți-ai făcut studiile superioare în zona juridică, dar totuși ai văzut o oportunitate pe această piață. De unde ți-a venit ideea asta de a ajunge pe piața juridică cu marketingul în profesiile juridice? Așa este, nu am studii juridice, am studii de jurnalism și științele comunicării. Am făcut după aceea un master focalizat pe marketing și comunicare pentru servicii juridice, dar în altă jurisdicție decât cea română, ceea ce l-a făcut greu aplicabil pentru piața din România. Deci, practic, inputul meu de genul acesta este, hai să-i spunem, aproape nesemnificativ, și pentru că e foarte greu să pui în același coș toate modurile de a face comunicare, hai să-i spunem, doar în Europa, nu mai vorbesc de peste ocean, care este cu totul altă lege în ceea ce privește comunicarea și oportunitățile și ce voie au firmele de avocatură să-și facă comunicare peste ocean, nu se compară cu nimic în Europa. Deci orice ai face, practic, e destul de greu să aplici la România, să aplici pe România. Trebuie să faci practic aici. Asta e părerea mea. Practic, în anul 2000, la 10 ani de la Revoluție, marketingul în această zonă a avocaturii, în special a profesiilor juridice în general, nu prea exista. Care erau lucrurile pe care le făceai pentru primii parteneri? Am început cu branding. Pentru că, așa cum bine spui și tu, nu exista marketing. Ca să faci marketing, trebuie în primul rând să ai pe ce să faci marketing. Adică trebuie în primul rând să ai un brand consolidat, ca apoi să te poți gândi să-l declini pe niște vehicule media, iar pe vremea aceea vehicule media pe care puteai declina erau doar niște vehicule în print total nespecializate, nu exista internet, nu existau directoare internaționale care să fie luate în calcul, nu existau emisiuni TV care să pună accent pe așa ceva firesc, deci, repet, era perioada pe care o știi și tu foarte bine, așa încât noi atunci făceam branding, practic, și parte din primele sigle, să spun, ale firmelor de avocatură din România au fost create de noi. Cred că una sau două mai există și astăzi, sigur, cu niște refresh-uri așa de branding, cum spunem noi în comunicare, dar una sau două ca și concept mai există și astfel. Și astăzi, dar într-adevăr, în 2018 față de anul 2000, vorbim de cu totul și cu totul alt gen de servicii în avocatură. Era reglementată această zonă a promovării, a marketingului în profesiile juridice la acel moment? Exista legislație? Nu exista legislație, nu exista nici înțelegere, nu exista nici... Adică eram văzut ca un fel de business excentric, care încerca să-și facă treaba, să zic așa, pe lângă niște case de avocatură care practic nu aveau nevoie de noi. Adică mi s-a spus foarte clar în primii ani de antreprenoriat că ceea ce fac eu n-are niciun viitor, pentru că brandurile în avocatură nu se vor dezvolta la modul ăsta, se vor dezvolta pur și simplu ca niște business-uri de sine stătătoare și că ei nu au nevoie de branding și așa mai departe. Lucrurile cu adevărat au început să miște în momentul în care România a intrat în Uniunea Europeană sau bătea la porțile Uniunii Europene, pentru că în momentul ăla avocații din România au trebuit, ei la rândul lor, firmele de avocatură mă refer, ele la rândul lor au trebuit să se alinieze unor standarde și în momentul ăla au avut nevoie de branding ca să poată să iasă, în momentul ăla au avut nevoie de branding și de comunicare ca să poată să-și atragă clienți veniți din țările Uniunii Europene și așa mai departe. Deci am fost, hai să-i spunem așa cum, mă rog, n-am inventat o expresie, ci un client al meu, un rău necesar. Am observat pe parcursul timpului o linie a produselor tale la cel mai înalt nivel. Practic se vede aerul vestic pe care l-ai adus pe această piață. Am observat, audiat, am fost invitat la emisiuni TV, Revista Română de Consultanță. Care mai sunt brandurile cu care Legal Marketing și Andrei Cristea vin pe piața aceasta și cum au evoluat ele din 2000 până acum?
Păi în prima rând a fost revista Română de Consultanță, care există și astăzi, dar ca un brand pe care noi îl declinăm în print, însă sub alte titluri, doar sub niște special reports, iar cel mai nou dintre ele și probabil cu cel mai mare succes este The Times, The Times Legal Innovation, care este un special report al ziarului englez The Times, care este cel mai vechi ziar al Angliei, 234 de ani de apariție în fiecare zi, inclusiv în zilele celor două război mondiale, asta așa, ca un amănunt de context. În afară de produsele în print, am dezvoltat site-ul legalmarketing.ro, pe care acum aproape o lună de zile, chiar o lună, pe 18 martie l-am relansat într-o altă formulă cu aplicații de iOS și Android, cu o versiune de mobil mult mai prietenoasă și așa mai departe. Am și mărit echipa. Mai avem încă 4 ani de licență exclusivă de Times Legal Innovation. Tocmai săptămâna aceasta am remis un comunicat, am adus a doua licență exclusivă, dar de data aceasta, care e prima practic care excede zonei avocaturii, se numește Investing in Property. Deci este licența, este special reportului The Times pe zona de real estate și de investiții imobiliare. Încercăm să ne ducem, avem un partener acolo, eu nepricepându-mă la această piață, avem un partener acolo alături de care dezvoltăm această licență. Am avut o emisiune într-adevăr la unica televiziune de business care a existat în România după Revoluție, Money Channel. Emisiunea se numește Legile Afaceri. A fost apoi un an și jumătate de colaborare cu TVR, cu Televiziunea Națională, dar din păcate în momentul acesta nu cred că, cel puțin pentru piață de business atât de nișată cum este avocatura, nu cred că există spațiu și interes în a fi decontată, să zic, în target și în audiență pe TV. Așa că ne păstrăm printul de excelență, organizăm o gală la care oferim niște premii. Ultima a fost anul trecut pe 18 decembrie, sub patronajul Ambasadei Marii Britanii și cu speaker de la The Times de la Londra. A doua va fi anul acesta în toamnă cu noile premii. Asta facem în mare. Cum a evoluat legislația, Andrei? A fost un moment de vârf în care reglementarea era foarte strictă cu privire la publicitatea profesioniștilor din domeniul juridic. Se pare totuși că în ultimii ani s-a relaxat puțin. A fost un moment de frică, să-i spunem. Un moment în care imediat după intrarea în Uniunea Europeană au fost niște cazuri în care anumite societăți de avocatură au luat-o, să zic așa, înaintea vremurilor, dacă vrei, adică și-au permis să facă mai mult decât comunicarea și îndrăzni să folosesc chiar cuvântul publicitate. Lucrurile au revenit oarecum, să zic, pe un făgaș normal, în condițiile în care atât Uniunea Barourilor, cât și barourile din care făceau parte aceste societăți au atras atenția mai neoficial sau mai oficial, aici însemnând niște invitații în comisiile de disciplină ale acestor barouri. Eu cred că în acest moment de câțiva ani, de 3-4 ani, lucrurile s-au așezat într-o matcă normală. Nu am văzut, hai să spunem, derapaje din punctul ăsta de vedere. Nu am mai auzit nici ceea ce auzeam în primii ani de antreprenoriat, respectiv nu am voie să-mi fac așa ceva, deci de la nu am voie să-mi fac niciun fel de comunicare. Sau nu am nevoie. Sau nu am nevoie să-mi fac niciun fel de comunicare, dar legislativ ei spuneau, ai, nu am voie, mai bine stau liniștit că știu că nu am voie, până la pot să fac orice. Adică cred că în momentul acesta piața este și din punctul acesta de vedere matură. Cum vezi viitorul din punct de vedere al marketingului în zona de legal? Păi, dacă nu-mi cer predicții foarte precise, pentru că nu cred că ăsta este rolul nostru al antreprenorilor, cine spune în momentul ăsta că vede viitorul mai departe de 5 ani de acum încolo și îl poate desena, părerea mea este că se hazardează. Eu cred că directoarele internaționale vor pierde teren, mă refer la directoarele la care acum lumea se uită extrem de mult, cele în print cel puțin, Chambers and Partner, Legal 500, Client Choice și așa mai departe. Eu cred că acestea vor pierde teren pentru că, din punctul meu de vedere, de când le urmăresc evoluția de 10 ani și mă duc la galele pe care le organizează în Europa și așa mai departe, nu reușesc să se reinventeze, deci ori se vor reinventa și se vor replia lumii digitale în care trăim, ori vor pierde teren. Deci asta apropo de, hai să zicem, de involuția directorilor internaționale. Iar dacă mă întreb pe mine evoluție va fi a portalurilor care reușesc să înglobeze în spatele lor foarte multă și tehnologie, dar și informație. N-aș merge până la inteligența artificială, cred că deocamdată e un concept care în România este gol de conținut și nu există în mod real. În Anglia se fac pași în sensul acesta, sunt niște firme de avocatură
chiar vreo două din Magic Circle, din Liga Campionilor, care au dat niște avocați afară ca să, ca să fie înlocuiți de niște softuri. Deci probabil că viitorul într-acolo merge. Eu nu văd însă ca acest val să atingă România mai devreme de cel puțin 10 ani de aici încolo. Andrei, mulțumesc pentru această lecție gratuită de, și consultanță gratuită. Sperăm să fim în continuare la fel de buni parteneri ca și până acum și să facem lucruri frumoase în sprijinul profesiilor juridice liberale. Mulțumesc și eu, Nicolae, spor și mult succes în tot ce faceți voi. Ați creat o siglă care reprezintă un icon în momentul acesta în avocatura românească și eu vă doresc să mențineți strocul acolo unde l-ați dus. Mulțumesc!